Să fie Domnul! Nu-i așa că toți avem motive să-L lăudăm pe Domnul? Cartea psalmilor se încheie cu un verset care zice așa: tot ce are suflare să-L laude pe Domnul. Prin îndurarea Domnului avem tot suflare astăzi aici, mai ales fanfaristii. E datoria noastră a celor ce avem suflare să-L lăudăm pe Domnul. Pentru că de la El avem suflarea, mișcarea, umblarea, ființa, tot ce suntem, suntem prin El și prin îndurarea Lui. Și toate izvoarele noastre sunt în Domnul. Mă bucur că Domnul mi-a dat ocazia să fiu împreună cu dumneavoastră la această sărbătoare. E sărbătoare mare la Nădlac. Știți de ce spun că e sărbătoare mare? Pentru că eu personal îndrăznesc să cred așa. Și nu cred că greșesc. Cred că cerul e deschis deasupra locului acestuia. Atunci când oamenii se întorc la Domnul, atunci când oamenii intră în legământ cu Domnul, așa cum spunea fratele păstor aici, Dumnezeu este prezent aici să semneze contractul. Și în prezența lui Dumnezeu avem datoria fiecare dintre noi să ne cercetăm bine pe noi înșine. Domnul este aici. Și mulțumim Domnului că ne-a dat harul să fim și noi aici. Și aici, în prezența lui Dumnezeu, vrem să ne bucurăm de tot ceea ce a pregătit El pentru noi. Dragii mei, poate că unii dintre cei ce sunt astăzi prezenți aici vor zice: ceea ce vedem astăzi la pocăiți, nu prea am mai văzut. Oameni mari, de vârste diferite, fac botez în apă. De ce este oare lucrul acesta? Lucrul acesta este pentru că l-a poruncit Domnul. Și în Sfânta Scriptură Domnul a zis așa: cine crede și se botează va fi mântuit. Să zicem și partea cealaltă: iar cine nu va crede, va fi osândit. Eu zic încă o dată: lăudat să fie Domnul! Și aș zice de 10 ori aș vrea să zic acum: lăudat să fie Domnul! Pentru că aici sunt oameni care au crezut, care s-au pocăit și care mărturisesc astăzi credința lor în Domnul. Noi nu înțelegem tot. De ce a poruncit Domnul botezul în apă? De ce apa? De ce nu altceva? Noi nu le înțelegem toate. Dar știm un lucru, dacă ne uităm pe paginile Sfintelor Scripturi. În Ioan, la capitolul 9, s-a dus un orb la Domnul Iisus. Și Domnul a făcut tină, i-a uns ochii, și l-a întrebat: vezi? A zis: văd eu ceva, dar nu prea bine. Știți ce a făcut Domnul? I-a zis: du-te la apă, la scăldătoarea Siloamului, spală-te. S-a dus și a venit și a văzut bine. Și atunci a zis: Doamne, de ce apa? Pentru că iată, între întuneric și lumină stă apa. De ce a ales Domnul să facă așa? Noi nu înțelegem. Dar iată, Dumnezeu a pus apa între întuneric și lumină. Poporul lui Israel era în robie. Și când a ieșit din robie ca să se ducă spre libertate, știți că au trebuit să treacă prin Marea Roșie. Stăm și ne întrebăm: Doamne, de ce au trebuit să treacă prin apă? Pentru că drumul de la robie la libertate trece tot prin apă. Era altă dată pe paginile Sfintelor Scripturi Naaman, un general sirian, bolnav de lepră, și pe paginile Sfintelor Scripturi ni se arată că lepra este un simbol al păcatului. Și când a căutat vindecare de boala lui, prorocul i-a zis: du-te, scaldă-te de 7 ori în Iordan. Iarăși la apă. Dar știți ce e interesant? Când a ieșit a 7-a oară din apa Iordanului, a ieșit curat. Și atunci zicem: drumul de la păcat
spre neprihănire și spre curăție, trece tot prin apă. Altă dată, dacă ne uităm în cartea Genezei, capitolul 6, pământul era plin de păcat și de sâlnicie. Dumnezeu s-a supărat pe pământ și a zis, totul va trebui să moară. Dar știți că au rămas 8 suflete care au căpătat de la Dumnezeu viață. Dar știți ce era între ei și moarte? Apa. Ei erau deasupra, apoi era apa și de desubt era numai moarte. Între viață și moarte, între moarte și viață, sau drumul de la moarte la viață este tot prin apă. Și acum stau și mă uit spre cei 10 care pe unde sunt aici în sală. Și zic încă o dată, lăudat să fie Domnul, pentru că sunt 10 suflete pe care Domnul îi duce din moarte în viață, din păcat în neprihănire, din întuneric în lumină. Ăsta este Domnul. Și mă rog astăzi ca Dumnezeu să facă lucrul acesta pentru toți cei ce sunt prezenți. Și să facă Domnul pentru mulți din Nădlac. Dragii mei, am citit sau am cerut să se citească astăzi cuvântul de pe prima pagina Scripturii. Am fost atent când a fost citit textul acesta și am fost iarăși mișcat numai când am auzit citirea. Să văd că în tot acest cuvânt e Dumnezeu, 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 Dumnezeu a făcut, Dumnezeu a zis. Pentru că aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi. La căpătâiul tuturor lucrurilor stă Dumnezeu. O, ce mi-ar place să nu uite niciun om de pe pământ lucrul acesta. Tot ceea ce avem și tot ceea ce suntem, avem de la El și prin El. Amin. Și de aceea spre El aș vrea să ne îndreptăm privirile în această zi. Ne uităm pe prima pagina Scripturii ca să căpătăm vestea cea bună din această pagină a Scripturii. La botezul celor 10, aș vrea să spun că pentru fiecare dintre ei este un har. De ce spun asta, dragii mei? Pentru că astăzi, pentru fiecare dintre ei, Dumnezeu deschide o pagină nouă. Cineva avea 40 sau 42 sau 46. Altcineva avea 15. Altcineva avea 16, altcineva avea 18, altcineva avea 23 de ani. Dacă i-am chemat pe aceștia să se uite înapoi spre cei 40, spre cei 20, spre cei 15, să se uite înapoi spre viața lor, cu siguranță fiecare ar găsi în viața lor lucruri de care le e rușine. Care n-ar fi vrut să fie și... Mulți ar zice așa, o, dacă n-ar fi fost în viața mea cu tare perioadă. Însă am bucuria să vă spun că astăzi Dumnezeu deschide o pagină nouă în dreptul tuturor acestora. Ca și dumneavoastră și eu am umblat la școală. Și când eram în clasele primare, făceam, așa, când eram ca și copiii ăștia, făceam caligrafie la școală. Caligrafia se ocupă cu formarea scrisului, să scrii frumos. Am pățit și cred că nu numai o dată. Am pățit situația asta. Aveam caietul de caligrafie și eu încă am mai prins vremea aceea când aveam călimară și peniță cu toc, cu cerneală. Și mă pregăteam pentru caligrafie. N-am scris tare frumos niciodată. Dar la caligrafie știam că se dă nota după cât e de frumos scrisul. Și așa mă sileam în caietul acela de caligrafie să scriu frumos. Și scriam și încă mă aplecam așa peste rânduri să văd cât e de drept. Îmi era drag să văd ce bine a ieșit. Și după ce scriam câteva rânduri, năcaz. Numai mă trezeam câteodată că din penița mea pe care am încins-o, n-am șters-o cum trebuie și mă trezeam că vine câte un... Noi ziceam, iertați-mă, noi ziceam porc. Așa. Și murdărea toată scriitura mea frumoasă. Să nu vă spun ce necaz pentru copilul acela care a vrut să facă ceva frumos. Că toată pagina aia s-a murdărit. Și știți ce am obișnuit să fac? Îmi luam caietul ăla murdar
Și mă duceam la mama. Și ziceam, mamă, uite ce am pățit. Uite ce necaz am. Mi s-a murdărit pagina. Și mama, o femeie înțelegătoare, ca și mai toate mamele, se uita la caiet, îl lua așa, se uita să vadă cu ce pagină îi pereche foaia asta și scotea foaia aia murdară afară, o scotea și pe cealaltă și îmi punea înainte așa o pagină albă. Să nu vă spun ce bucurie, să știi că poți să o iei de la capăt și să scrii iarăși frumos. Dragii mei, cei ce sunt îmbrăcați în haine albe au astăzi binecuvântata ocazie să aibă în fața lor o pagină nouă. Domnul a albit totul din trecutul lor. Domnul a curățit ceea ce a fost. A luat păcatele lor și le-a aruncat într-un loc din care să nu mai fie văzute. Nici Domnul nu vrea să-și mai aducă aminte de ele. Și eu zic, aleluia, lăudat să fie Domnul. E mare har să poți să ai ocazia unui început nou. Și vreau cuvântul acesta să fie bine auzit de toți cei prezenți aici. Avem un Dumnezeu bun. Un Dumnezeu care ne dă ocazia să o luăm de la capăt. De aceea ni se predică Evanghelia. Poate te-ai răcit în umblarea ta cu Domnul. Poate ai uitat să mai cauți adunarea. Poate ai uitat să te mai rogi. Poate ai uitat să mai citești în Scriptură. Poate ai uitat să trăiești ca un pocăit. Însă în ziua de astăzi, Dumnezeu îți dă harul unui nou început de vrei să te pocăiești. Acum, dragii mei, uitați-vă cum face Domnul o lucrare nouă. O lucrare nouă. De ce vă spun asta? Mi-e drag primul verset din Scriptură. Bine ar fi să-l știm toți și să-l zicem mereu când avem ceva de făcut. Primul verset din Scriptură zice așa: la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Acum, aceia care îl cunoașteți pe Dumnezeu, mi-aș îngădui o întrebare la dumneavoastră. După cum îl cunoașteți pe Dumnezeu, când Dumnezeu face ceva, când Dumnezeu face o lucrare, că ne-am obișnuit la școală să dăm note, cam de ce notă face Dumnezeu un lucru când îl face? Notă maximă. Notă maximă, când Dumnezeu face ceva, El face bine. În cuvântul acesta zice așa, în mai multe locuri, zice Dumnezeu s-a uitat la ce făcuse și iată că toate erau bune. Așa lucră Dumnezeu. Na, Dumnezeu zice primul verset că El a făcut cerurile și pământul. Dacă Dumnezeu ceea ce face, face bine, vine versetul 2 și asta ne dă întrebări. Pentru că versetul 2 zice așa: pământul era pustiu și gol. Pământul era pustiu și gol. Adică Dumnezeu face cerurile și pământul și credem că Dumnezeu când face ceva face desăvârșit. Și dintr-o dată în versetul 2 zice, pământul era pustiu și gol. Și atunci cei ce au studiat Scriptura au zis, între versetul 1 și 2, din primul capitol al Genezei, acolo s-a întâmplat ceva. Acolo s-a întâmplat ceva. S-a întâmplat o catastrofă. Pentru că nu Dumnezeu face golul și pustiul. Diavolul face. Și știți ce spun cei mai mulți dintre cei ce citesc textul Scripturii? Spun că aici, între primul și al doilea verset, s-a întâmplat aruncarea lui Lucifer, care a venit pe pământ, aruncarea diavolului. Și vreau să știți ceva, oriunde vine diavolul, oriunde pătrunde diavolul, el pustiește și golește. Asta face diavolul. Domnul Iisus vorbește în Ioan 10 cu 10 despre diavolul și zice hoțul. Hoțul nu vine decât să junghe, să fure și să prăpădească. Asta face diavolul. Eu aș vrea să te întreb astăzi, dragul meu ascultător, cum e viața ta? De ți-e goală viața? De ți-e pustiu sufletul? Să știi că nu-i lucrarea Domnului acolo.
Oh, vine diavolul și pătrunde în sufletele atâtor oameni și îi pustiește și îi golește de tot ceea ce este frumos în ei. Și te uiți la ei și zici, te uiți la ei și îi întrebi și îți spun, nu mai am bucurie, nu mai am fericire, nu mai am pace, nu mai am liniște. A cui e lucrarea asta? E lucrarea diavolului. Dragul meu care ești astăzi prezent în biserica din Nădlac, aș vrea să înțelegi împreună cu mine un lucru. Lucrarea diavolului este aceea de a pustii, aceea de a goli, aceea de a nenoroci și de a nimici. Gândește-te la familia ta. Dacă ceva este pustit în familia ta, dacă e goală familia ta de o atmosferă cu adevărat familiară, înseamnă că diavolul își face de cap acolo. Însă am vești bune astăzi aici. Și ridic Scriptura în numele Domnului să vă spun, cel ce poate umple golul și pustia este Domnul. De aceea spre Domnul vă chem să ne îndreptăm privirile în această zi, fiecare dintre noi, și să înțelegem că El, Domnul, este Cel ce vine atunci când este chemat, chiar și unde-i pustiu, chiar și unde-i gol, vine Domnul și El face să dea verdeață și pustia. Am un verset care mi-e foarte drag, din Isaia 58:11. Eu zic, e versetul meu, că mi l-a dat Domnul în mod personal încă pe vremea când aveam 17 ani. Și zice versetul acela, Domnul îți va sătura sufletul chiar în locuri uscat și fără apă și va da din nou putere mădularelor tale. Vei fi ca o grădină bine udată. Acolo unde e pustiu, Domnul poate să facă o grădină bine udată. Întrebarea este aceasta, vrei să-L lași pe Domnul să-ți umple viața? De vrei să-L lași pe Domnul să-ți umple viața cu prezența Lui? Acolo unde e pustiu, El aduce bucurie. Pustia va înflori. Dar trebuie să înțelegi, nu Nelu Filip poate să lucreze la pustia din viața ta, nici fratele păstor Micurescu nu poate lucra la golul din viața ta, nici fratele Pavel, nici altcineva. Cel ce poate să umple golul din viața ta este Domnul, slăvit să-i fie numele. Ai nevoie de Dumnezeu și am nevoie de Dumnezeu în orice moment al vieții mele. Altfel, pustiul și golul ne mănâncă viața. Diavolul este interesat să pustiască tot ce este frumos în noi. Și de aceea, vestea bună pe care o aduc înaintea dumneavoastră astăzi este că avem un Dumnezeu bun. Așteaptă doar să fie chemat. E interesant cât de bun este Domnul. Pământul era pustiu și gol. Dar zice Scriptura așa, că deasupra apelor Duhul lui Dumnezeu se mișca pe acolo. Caută Dumnezeu locurile pustii și goale. Le caută Dumnezeu și în această zi mai spun o dată, Domnul este aici în adunare și dacă ai venit aici cu inima goală și cu inima pustie, Duhul Domnului se mișcă aici pentru că vrea să lucreze în viața ta. Întrebarea este aceasta, vrei să-L chemi să-ți umple viața? Dar e interesant, iar zic, Doamne, între Duhul lui Dumnezeu și pământul contaminat, știți ce era? Apă. Apă. Iarăși apa asta. L-a chemat Dumnezeu odată pe Avram să vină din Mesopotamia în țara făgăduită. Din țara dintre cele două râuri, cum era Mesopotamia, dintre Tigru și Eufrat, din țara aceea îl cheamă Dumnezeu pe Avram. Ca să ajungă Avram în țara făgăduită, trebuia să treacă prin râu, prin Eufrat. Nu se putea altfel. Cheamă Dumnezeu poporul lui Israel să vină din robie și din nou prin mare. Vreau să vă aduc aminte, dragii mei, că botezul nu e un moft al unora. Și așa cum spunea la ora de rugăciune, spunea fratele, nu e botezul înființat de noi, de cei de aici, nici de cei din Arad, nici de cei din Timișoara, este porunca lui Dumnezeu. Și uitați-vă cum lucrează Dumnezeu. Aș vrea să înțelegem astăzi cum lucrează Dumnezeu ca să umple golul și pustia. Așa a lucrat în viețile acestora, așa poate să lucreze în viața ta, pentru că astăzi mai zic iarăși, Domnul vrea să deschidă pagină nouă în viața multora.
Cum lucrează Dumnezeu? E foarte frumos să vezi cum restaurează Dumnezeu. Nu-i trebuie lui Dumnezeu altceva pentru restaurare, pentru reparația ceea ce a fost stricat, pentru ca să refacă pământul. Nu-i trebuie altceva decât, știți ce e prezent acolo? Duhul lui Dumnezeu, care era pe deasupra apelor, și cuvântul pe care l-a rostit Dumnezeu. Pentru că așa zice Scriptura, Dumnezeu a zis. Așa lucrează Dumnezeu. Prin cuvânt și prin Duhul Sfânt. Așa se capătă nașterea din nou. Uitați-vă că pe paginile Sfintelor Scripturi, în Ioan la capitolul 3 mai precis, este relatat faptul că un învățat al vremii cu numele Nicodim s-a dus la Domnul Iisus Hristos. S-a dus noaptea de frica iudeilor. Și întrebarea lui a fost asta, învățătorule, cum e cu împărăția? Ce aș putea face pentru împărăție ca să ajung în împărăție? Și știți ce a spus Domnul? Nimeni nu poate să vadă împărăția, nimeni nu poate să intre în împărăția dacă nu se naște din apă și din Duh. Și atunci, din nou, cei ce predică Evanghelia înțeleg că apa este cuvântul lui Dumnezeu, pentru că suntem născuți prin botezul cu apă, prin cuvânt, este cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu. Așa lucrează Dumnezeu. Știți ce-i convinge pe oameni? Nu carisma predicatorului, nu. Să nu credeți că aceste cântări frumoase, neapărat ele îi conving pe oameni. Chiar dacă foarte frumos cântă cântăreții aici la dumneavoastră. Dar nu ele, cântările, îi conving pe oameni, nici noi, predicatorii, nu-i convingem pe oameni. Cel ce îi convinge pe oameni ca să își simtă nevoia de a umple golul și pustiul din viața lor este Duhul lui Dumnezeu. Și se folosește Dumnezeu de cuvântul său, de mesajul cântării, mesajul cântării, de mesajul predicării. Și ce se întâmplă? Când cuvântul și Duhul pătrund într-o inimă care e deschisă, acolo Dumnezeu regenerează, acolo Dumnezeu schimbă. Doamne, aici se predică cuvântul. Și vreau să vă spun un lucru care m-am rugat și astăzi și mă rog mereu când mă duc să predic. Zic, Doamne, nu lăsa omul să predice. Vorbește Tu cuvântul Tău. Vreau să știi în această zi că nu e cuvântul meu, e cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să mai știi ceva, că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este la lucru și Tu ai toate șansele de vrei să-ți deschizi inima, să zici, Doamne, se predică cuvântul, Duhul Sfânt se mișcă printre noi, lasă-mă să-mi deschid și eu inima, să Te primesc pe Tine, Doamne, să-mi schimb viața și să o faci să fie înfloritoare cu Tine. Uitați-vă cum lucrează Dumnezeu. Sunt câțiva pași pe care îi face Dumnezeu. Am citit cuvântul despre primele 4 zile ale creației. Haideți să vedem. În prima zi ce face Dumnezeu? Așa e titlul aici. Lumina. Dumnezeu a zis să fie lumină. Așa începe restaurarea. Așa începe schimbarea. Așa vine nașterea din nou în viața oamenilor. Întâi Dumnezeu zice să fie lumină. Acum va zice cineva, de ce e așa de importantă lumina? Atenție, nu-i orice lumină. E lumina care vine de sus. Și când vine lumina aia peste oameni, să știți ceva, Saul din Tars, omul acesta crescut la picioarele lui Gamaliel, un om care voia să se afirme pe plan social și pe plan politic în vremea lui, la un moment dat a zis, am să termin cu cei ce umblă pe cale, am să termin cu creștinii. Și a pornit hotărât cu scrisori de acreditare, s-a dus spre Damasc, nu singur, ci însoțit de mulți, care îl însoțeau spre Damasc. Și el era foarte hotărât, bietul de el, cu sufletul pustiu și gol. Voia să-și umple sufletul afirmându-se în societate, pășind pe scara societății ca să le arate el mai marilor lui ce poate să facă el. Credea că așa se umple sufletul. Și când mergea spre Damasc, și ce spune Scriptura? Așa zice Scriptura. Deodată, dar deodată, știți ce e deodată? E chiar deodată. Deodată a strălucit o lumină. Dar nu știu, dragii mei, să explic lumina aia. Dar știu că dintr-o dată mândrul Saul din Tars, omul plin de mândrie, era copleșit la pământ, stătea trântit la pământ.
Și n-a putut să zică decât de acolo, din țărână, n-a putut decât să zică: cine ești Tu, Doamne? Dintr-o dată Saul din Tars a început să se vadă neputincios. Dintr-o dată Saul din Tars și-a văzut nimicnicia și neputința lui. Și Domnul i-a zis: eu sunt Iisus Hristos pe care Tu-L prigonești. Iisus Hristos care este lumina lumii. Eu sunt Iisus Hristos pe care Tu-L prigonești. Ți-ar fi greu să dai înapoi cu piciorul într-un țepuș. Doamne, nimic nu mai e greu acum. Acum nimic nu mai e greu. Când Tu luminezi pe cineva, dragul meu, aș vrea să înțelegi, așa începe schimbarea oamenilor. Întâi și întâi Dumnezeu te luminează. De ce? Ca să te vezi cine ești de fapt. Până nu te luminează Dumnezeu, poți umbla cu mândrie prin lumea asta și crezi că nimeni nu-i ca tine. Umbli fudul printre oameni și crezi că nimeni nu-ți ajunge la nas. Odată am primit un telefon din Austria. Cineva m-a sunat din Austria și a zis: frate Nelu, am la Timișoara o mătușă care e bolnavă. Am vorbit la telefon și ar vrea să se pocăiască. A zis: n-ați vrea să-i faceți o vizită, să vedeți dacă e pregătită de botez, eventual să o conduceți spre Domnul, spre botez? Și am zis: bine. Am luat-o pe soția mea și ne-am dus la adresa respectivă. Ne așteptau oamenii. I-a sunat din Austria, le-a spus că mergem, ne așteptau deja. Și la ușa a deschis un domn. Aș fi zis că se apropia de 70 de ani ca vârstă, 60 și peste 65, oricum. Undeva între 65 și 70 de ani ne-a primit foarte frumos, foarte respectuos ne-a primit, ne-a condus în camera unde era soția lui și am început să stăm de vorbă. Am început cu Scriptura, așa cum facem de obicei, am luat Scriptura, am început să-i spunem femei și în timp ce vorbeam cu femeia, pe obrajii femeii aceleia curgeau lacrimi, plângea. Și la un moment dat, eu i-am pus femeii întrebarea: și vreți să vă pocăiți? I-am înțeles așa de bine lacrimile, așa de bine i-le-am înțeles. Erau lacrimi de pocăință. Și am zis: bine, vreți să vă pocăiți? Și ca să o ajut, zic: de ce vreți dumneavoastră să vă pocăiți? Și știți ce a zis femeia aceea? Pentru că mă văd așa de păcătoasă. Însă fiți atenți ce s-a întâmplat. Omul care era aproape și era lângă mine, m-a mișcat, foarte sugestiv m-a mișcat, s-a plecat spre urechea mea și mi-a spus: nu, domnule, femeia asta nu-i păcătoasă. Eu o cunosc, eu sunt de o viață cu ea. Femeia asta e orice, dar nu-i păcătoasă. O fi vreo problemă cu ea, cu boala, cu... Când am văzut că pune problema așa, el în șoaptă către mine, m-am întors cu glas tare și am zis: domnule, dar dumneavoastră, nu sunteți păcătos. Și a zis: o, nu. Puteți să vă interesați de mine la întreprinderea unde am lucrat atâția ani. Toată lumea vorbește de bine despre mine. Eu nu sunt păcătos. Și atunci am stat și am zis: Doamne, stau între doi oameni. Femeia cu lacrimi pe obraz plânge și vrea să se pocăiască pentru că se simte păcătoasă. Și un om care a fost alături o viață întreagă și care spune: eu n-am păcate. Știți ce am înțeles? Ce face diferența între oameni? De ce văd ei lucrurile diferit? De ce unul se vede păcătos și unul nu? Pentru că peste unul a strălucit lumina lui Dumnezeu. Peste unul Dumnezeu a zis să fie lumină. O, când strălucește lumina lui Dumnezeu peste tine, de-abia atunci vezi cine ești. Atunci te vezi că ești păcătos, atunci te vezi că ești slab, atunci te vezi că tu nu poți nimic fără El. Eu zic în această zi: Duhul al lui Dumnezeu care plutești peste locul acesta, fă să strălucească lumina lui Dumnezeu peste noi toți. Eu te întreb, dragul meu, îți vezi condiția? Cartea aceasta, n-am să deschid, dar rostesc cuvântul Domnului, în cartea aceasta zice așa: căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Numai că nu toți se văd.
se văd numai cei peste care strălucește lumina lui Dumnezeu. Dragul meu, de vrei să-ți vezi pustiul din viață înflorind, de vrei să vezi golul din viața ta umplut de prezența lui Dumnezeu, roagă-te în aceste momente și zi în gândul tău, Doamne, fă să strălucească peste mine lumina feței tale, Doamne! O, când strălucește lumina Domnului peste oameni! Așa se ruga psalmistul, fă să strălucească peste noi lumina feței tale, Doamne. Avem nevoie de această lumină și e primul pas pe care îl face Dumnezeu în schimbarea oamenilor. Acesta e primul pas. Dumnezeu zice să fie lumină. Dacă n-a strălucit încă lumina lui Dumnezeu peste viața ta, stai acolo înaintea lui Dumnezeu cu pustiul și golul tău și zi, Doamne, te rog în această zi, fă să strălucească lumina feței tale peste mine. De ce credeți dumneavoastră? M-am mirat și astăzi la dumneavoastră, cum mă tot mir oriunde mă duc la botezuri și la noi în biserică. Nu vedeți dumneavoastră ce tineri sunt cei ce se botează? Și mă întreb câteodată că sunt oameni cu părul cărunt, sunt oameni care au trăit o viață întreagă și stau liniștiți și nu se văd păcătoși. Care e diferența? Mă tem că sunt oameni care s-au împietrit în fața luminii lui Dumnezeu. O, dragul meu, înțelegeți nevoia, pentru că perii tăi cărunți te duc spre groapă, ascultă-mă bine, perii tăi cărunți sunt semnul că se apropie capătul, de aceea pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău și nu poți să-L întâlnești oricum. Dumnezeu nu stă decât față în față cu oameni peste care strălucește lumina Lui. De aceea zi, Doamne, fă să strălucească lumina Ta și peste mine. Primul pas, iluminarea, asta face Dumnezeu. Întâi îi iluminează pe oameni. Al doilea pas, al doilea lucru pe care îl face Dumnezeu, zice aici titlul, cerul. Dumnezeu face cerul. Zic, ce înțelept e Domnul. După ce iluminează pe oameni, ca să vadă, primul lucru pe care oamenii sunt chemați să-l vadă, El le pune cerul înainte. Vedeți care e marea problemă a oamenilor din viața, din lumea în care trăim noi, din lumea aceasta? Foarte mulți oameni văd, zic ei că văd, dar văd numai pământul. Și atâta știu să se uite în jos. Am auzit despre cineva care la un moment dat se lăuda altcuiva. Și a zis, să vezi câte lucruri am găsit eu de când umblu pe străzi, pe jos. De când umblu pe jos, că nu, el nu mai umbla cu mașina. Să vezi ce grozavie acum de când umblu pe jos. Câte lucruri am găsit eu și-a adus o cutie, o cutie mare, cu tot felul de lucruri pe care el le-a găsit umblând pe jos. Și s-a uitat cel căruia îi vorbea, s-a uitat la cutia aia și a băgat așa mâna prin cutie, să se uite ce e în cutia aia. Erau nasturi, erau șuruburi, erau bănuți, erau câte un obiectel, nu știu de care, și ăsta la alt, la care se lăuda găsitorul de multe, ăsta totuși învârtea mâna printre astea. Și a început să se mire și el și a zis, măi, dar multe ai găsit, da, multe ai găsit. Dar lasă-mă să-ți spun câte ai pierdut, uitându-te numai în pământ. Tu n-ai putut să mai vezi cerul. Tu n-ai putut să vezi ochii oamenilor pe lângă care treci, strălucirea din ochii oamenilor. Tu n-ai putut să vezi atâtea lucruri pentru că te-ai uitat în pământ. Și atunci se pune întrebarea, se merită să te uiți numai în pământ? Oare se merită? Suntem noi lăsați pe pământ doar să scurmăm în huma aceasta și să credem că am rezolvat totul? Ne înșelăm amarnic. Noi suntem lăsați pe pământ să privim cerul deasupra noastră și să căutăm cerul și să așteptăm cerul. O, marea greșeală a oamenilor este că uită că viața aceasta se duce. Ați văzut cum se pleacă din lumea asta? Oricât de harnic ai fost, oricât de harnic ai fost și oricât ai adunat, așa te duci. Goală mâna, cu mânuța goală, așa te duci din lumea asta. Bogat sau sărac, oricum ai fi. Diferența poate să fie la furnirul de pe sicriu, nimic mai mult. Restul, așa se duc toți oamenii. De ce? Pentru că așa e legea lui Dumnezeu. Nu ducem cu noi nimic de aici. Însă pentru cine e iluminat de Dumnezeu, cine e iluminat de Dumnezeu, știe că toate acestea rămân aici. Ne rămân aici casele, ne rămân aici mașinile, ne rămân aici conturile, toate rămân aici. Dincolo ducem sufletul cu noi.
Și de aceea ferice de oamenii care caută cerul aici pe pământ. De aceea Dumnezeu în al doilea pas al restaurării face cerul ca să se vadă cer înaintea oamenilor. Am ascultat odată pe un scriitor român, un om de cultură de aici din țară. Mi s-a părut foarte inteligent omul acesta. Când la un moment dat a zis așa, zicea, când copilul meu avea 6 ani și trebuia să-l duc la școală, l-am luat într-o zi de mână și m-am dus cu el la cimitir. Ne-am plimbat prin cimitir și i-am zis copilului meu, care se pregătea de mers la școală, i-am zis copilului meu așa, fiule, să știi că viața pe pământ a tuturor oamenilor se isprăvește aici, zicea el. Aici isprăvesc și încheie toți oamenii umblarea pe pământ. Și zicea el în continuare așa, am așteptat o altă zi, mai precis o seară cu cerul senin, înstelat. Știți dumneavoastră cum e câteodată când e cerul senin, vara, toamna, când e cerul senin și te duci într-un loc unde nu-s lumini artificiale, așa de bine se văd stelele, așa de bine se vede luna și toate cele. Și zicea el, am așteptat o astfel de seară și l-am luat pe fiul meu și l-am scos sub cerul înstelat. Și am zis așa, fiule, uită-te în sus, uită-te din partea aia până în partea cealaltă. Uită-te până departe și ține minte ce-ți spune tatăl tău. Nu e totul aici, mai este ceva mult mai mult. Și atunci am zis, Doamne, dacă un astfel de om știe să dea astfel de învățături copiilor lui, cu cât mai mult noi, care am fost luminați de Domnul, n-ar trebui să înțelegem și să le spunem oamenilor, oameni dragi, oameni iubiți de Dumnezeu, este ceva mai mult decât pământul, este un cer care ne așteaptă. Ascultați-mă bine, 60 de ani, 80 de ani, 100 de ani se duc repede și ca mâine nu mai suntem. Însă ne așteaptă veșnicia și veșnicia e acolo unde ne-o pregătim. Dacă scurmăm doar în, dacă ne uităm numai în jos, plecarea noastră înspre jos va fi. Dar dacă umblăm pe pământul acesta uitându-ne în sus spre cer, plecarea noastră spre cer va fi. Alege, dragul meu. De aceea în această zi, de vrei ca Domnul să-ți umple viața, să îți umple golul și pustia ta, nu uita, Dumnezeu a pregătit un cer. Nu trăi numai pentru pământ, că te înșele amarnic. Vei pleca cu mâna goală, va fi zadarnic totul și vei zice, am fost un păcălit. Trăiește pentru cer. Uitați-vă la cei îmbrăcați în haine albe. Știți pentru ce se pregătesc ei când fac botezul? Pentru cer, aleluia! Ei se pregătesc pentru cer. Te întreb pe tine, dragul meu și draga mea, tu te-ai pregătit pentru cer? Ți-ai pregătit sufletul pentru acolo? Cum se pregătește sufletul pentru acolo? Tocmai așa, cine crede și se botează va fi mântuit. Acolo nu se ajunge altfel. Apoi un alt lucru pe care îl face Dumnezeu. Întâi ne iluminează, apoi ne dă o perspectivă pentru care să trăim. Ca să nu trăim numai pentru pământ, El ne dă o perspectivă mult mai frumoasă să trăim pentru cer. Dar în a treia zi, Dumnezeu spune așa, scrie aici că a făcut pământul, dar ce e frumos? Dumnezeu a zis să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță, pom roditori. Cu alte cuvinte, în a treia zi, Dumnezeu a zis, trebuie să fie și creștere de pe pământ. Iluminare, perspectivă și creștere. Întrebare pentru dumneavoastră. Când punem ceva în pământ, o sămânță, în ce direcție crește? În sus. Na, uitați-vă dumneavoastră, asta face Dumnezeu. Dumnezeu iluminează pe oameni, dă perspectivă și vrea ca oamenii să crească spre cer. Poate că unii dintre cei ce sunt vizitatori astăzi aici stau și își pun întrebarea, domnule, pocăiții ăștia se întâlnesc de nu știu câte ori pe săptămână. Duminica dimineața la adunare, duminica seara la adunare, joia la adunare, rugăciune peste săptămână, repetiții nu știu când, cântări acolo, o semai... Ce-s toate astea? Știți ce sunt toate acestea? Sunt mijloace prin care oamenii cresc. Cresc spre cer. De ce ne rugăm? Pentru că în rugăciune ne crește Domnul. De ce ascultăm Scriptura? Pentru că în Scriptură ne crește Domnul.
Ori Dumnezeu este interesat ca cei iluminați de El, cei ce văd cerul și îl fixează ca perspectivă, să crească în fiecare zi tot mai aproape de Domnul. Ori, dragii mei, zic eu încă o dată, lăudat să fie Domnul pentru cum poartă El de grijă de cei ce sunt ai Lui. Cum poartă grijă de cei ce sunt ai Lui. De aceea îți spun astăzi încă o dată, dragul meu, dacă umblarea ta aici pe pământ nu este o umblare care să te conducă spre creșterea spre Dumnezeu, dacă ți s-a oprit creșterea, ai grijă. Ai grijă, nu te juca. Ci zi Domnului, Doamne, dacă astăzi deschizi o pagină nouă în viața celor 10, deschide o pagină nouă și pentru mine. Dumnezeu așteaptă schimbare, Dumnezeu așteaptă hotărâri noi. Și ca și fiul risipitor de altă dată, care s-a întors în casa tatălui și tatăl a deschis o pagină nouă, fără să-i reproșeze lucrurile din trecut, tot așa vrea să facă Dumnezeu și cu tine, fiule risipitor. Și apoi ceea ce este frumos, în a patra zi, zice că Dumnezeu a făcut soarele, luna și stelele. Dar uitați-vă cum zice, Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului ca să despartă ziua de noapte, ei să fie niște semne care să arate. Zic iarăși ce minunat e Domnul. Cum poartă Domnul grijă de ai Lui. Întâi Dumnezeu iluminează, apoi le dă perspectivă, scop pentru care să trăiască, apoi Dumnezeu le dă creștere, dar știți ce face Dumnezeu? Are grijă să pună lângă ei niște semne. Ați fost vreodată la munte, în pădurile alea de munte, sunt trasee și vedeți că sunt anumiți copaci vopsiți cu roșu și îți spune traseul ăsta duce la peștera nu știu care. Altul e vopsit cu verde și zice ăsta duce la vârful nu știu care. Sunt semne. Uitați-vă dumneavoastră ce face Dumnezeu în marea Lui îndurare. Pe cei pe care îi luminează, cărora le dă scop în viață pentru care să trăiască, cei care vor să crească pentru Domnul, acestora Dumnezeu le pune înainte niște semne. Ca să nu greșească cărarea. Zic iarăși ce bun e Domnul. Ca să nu greșească cărarea. De ce credeți că Dumnezeu a dat păstori, a dat prezbiteri, a dat diaconi? Nu știu cum e pe aici, pe la Nădlac. Și pe mine m-a așezat Domnul să fiu semn pe acolo. Și câteodată mă mai apropiu de câte unul și zic, măi, vezi că nu-i pe aici cărarea, vezi că ai luat-o cum nu trebuie. Și mai trezesc cu câte unul care se supără pe semn. Și vai de mine, cum pot să-i fac așa observație? Numai că rostul nostru, rostul apostolilor, prorocilor, evanghelilor, rostul acestora este nu alta decât să-i țină pe oameni pe cărarea cea dreaptă. Pentru că Dumnezeu este interesat să ajungem toți la capăt. Să nu se rătăcească nimeni. A lăsat Domnul semne, uitați-vă, e un semn, Scriptura. Și câte alte semne n-a lăsat Dumnezeu ca să ne țină pe cărare. Ori, dragii mei, când Dumnezeu dă semne, dacă cineva ignoră semnele acestea, se înșală amarnic, se va trezi păcălit într-o zi. Dragii mei, aceasta este lucrarea de restaurare pe care o face Domnul. Și mi-e drag să citesc în Scriptura. Ați auzit de nu știu câte ori că a citit fratele Eugen aici și a zis, a fost o seară. Și apoi a fost o dimineață. A fost o seară și a fost o dimineață. Atenție! Trec seri, trec dimineți. Dar vă spun pe baza celor scrise aici, se arată zorii celei mai frumoase dimineți. Domnul stă gata să vină. Și va veni și pe la Nădlac, când vine El, va striga cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, ca să ia la El nu pe oricine, ci pe aceia care au avut în față pus o pagină nouă și care pe pagina aceea nouă au scris, Doamne, noi de astăzi înainte vrem să umblăm în lumina Ta, vrem să trăim pentru cerul Tău, vrem să creștem pentru Tine și să ne lăsăm călăuziți de Tine. Pe aceștia i-va lua Domnul acasă. Ascultă-mă bine, zilele se duc mai repede decât crezi. De nu ești pregătit să te întâlnești cu Domnul, te rog fierbinte, am venit din Timișoara până aici, ca numele Domnului să te rog fierbinte, caută să te pregătești pentru cer. Caută să ai o pagină nouă înaintea ta, să scrii o altă viață de astăzi înainte. Știi de ce spun asta? Ca mâine Dumnezeu poate pune punct și vieții tale și vieții mele. Ca mâine sau ca azi Dumnezeu poate să-i pună capăt. Știți cum m-am rugat lui Dumnezeu azi dimineață cu soția mea? Am zis așa, Doamne,
Dacă astăzi va fi ziua în care va trebui să te întâlnesc pe tine, ajută-mă să fiu pregătit să stau în brațele tale. Pentru că nu știm niciunul dintre noi, nici unul dintre noi nu știm cât avem viața, dar ferice de cei ce se pregătesc să se întâlnească cu Domnul. Avem pilda a 10 suflete care au înțeles încă din tinerețe să se pregătească pentru întâlnirea cu Domnul. Tu ce faci? Duhul Domnului este aici. Cuvântul Domnului este aici. Dumnezeu îți spune cadrul schimbării. Vrei să te lași schimbat? Domnul să te ajute la aceasta. Amin.